că vreau să-mi vorbești despre expoziție, da. Vreau să-mi vorbești despre tablourile pe care le-ai expus. Uite, aici sunt cu Nea Joli, care am văzut că ai tu bicicleta asta pe masă, aici sunt cu Silvia Chifiriuc și Nea Joli este un super biciclist, un profesionist în materie de bicicletă, toată viața lui a umblat cu bicicleta, nu cu mașina, dar realmente patefonul tău mă enervează. Se oprește singur, să știi, se oprește singur. Păi, ai vrut să-ți arat, nu? N-o poftim. Sună-ne, Paur, spune cum are patefonul. Pentru că el a crezut că se aude perfect patefonul. Dar patefonul hârâie, bârâie, dacă vrei. Da. Eu aici sunt în grădină cu pictorile mele. Deci asta spuneam, că sunt un autodidact și că fac lucrul acesta din pasiune. Dar, lasă-mă, că dau eu patefonul. Da. Oprește patefonul. Stai să văd. Că cine știe cine ne vede. Da, te rog, da. Ok, acum e perfect. Pule, trebuie să ne și concentrăm. Poți să mai vorbești? Știi că putea fi oprit de aici, nu mai trebuia să tragem. Ce? Tot ce aude, vezi? Acum buie ceva. Gata, da. Mă rog, ăsta a funcționat. Fost ai lele când ai fost general și șef de post. Dar important e că a funcționat și e o plăcere atunci. Uite când acolo, poate fond, să mai vorbim despre... Da. Asta vreau să spun. Asta le-am văzut, da. Eu ți-am mai explicat, fac lucrul acesta din pasiune. Există un site național care se cheamă Art by Fuego, artă pentru suflet, însemnând că majoritatea fondurilor strânse din picturile mele merg către marile legende ale României, artiști uitați, unii dintre ei bolnavi. Din păcate sunt artiști în România care nu au posibilitatea să-și cumpere medicamentele lunare, dar ne gândim și la tinerii foarte talentați, chiar geniali. Am ajutat peste 50 de artiști într-un an de zile cu acest proiect și eu sunt extrem de fericit pentru lucrul acesta, pentru că pot să-i fac pe oameni fericiți și în special pe colegii mei care mi-au alinat copilăria și mi-au pus așa... Cum ce frumos e tablou acesta, super! Sunt maci. Maci. Aceștia sunt nuferi. Super. Dar fiecare are viziunea lui, știi? Trebuie să fii într-o anumită stare să pictezi sau... Noaptea. Te deconectezi efectiv. Noaptea, Sorinache. Pictând. Când vin acasă noaptea, am avut o terasă deschisă, acoperită, dar deschisă, și am închis terasa cu termopan și acolo mi-am făcut atelierul meu și acolo lucrez. Lucrez în acrilic, nici într-un caz în ulei. Este o tehnică pe care nu o dețin în ulei. În acrilic se lucrează mult mai ușor pentru că se usucă pânza, se usucă acrilicul foarte repede și poți să lucrezi mult mai ușor. De exemplu, eu fondul îl fac foarte repede, după care îl usuc cu fânul. Mi-e ușor, înțelegi? Este mult mai simplu de lucrat în acrilic decât în ulei. Am realizat această primă expoziție și din luna septembrie voi începe un proiect național și voi veni în marile orașe ale României cu o expoziție de 20-30 de picturi într-o seară, unde vom strânge bani pentru artiști în seara aceea. Și foarte vom avea, de exemplu, încep cu septembrie, fac Constanța, în iulie fac Constanța, la sfârșitul lui iulie acum fac Constanța, în septembrie fac Bacău, în octombrie fac Focșani, deja am programat oraș. Dacă ai introdus și Aradu, susținem. Ar fi o bucurie. Susținem proiectul tău. Bucurie. Sau poate îl cumulăm cu evenimentul din iarnă, da. O zi înainte, ar fi o oricum idee. Oricum în iarnă voi avea o expoziție de pictură care va avea loc în foaierul instituțiilor de cultură unde cânt. În speță la teatru, la voi. Și voi avea o expoziție mai specială, pentru că am încercat să realizez și niște case, din păcate tu nu ai, decât dacă intri pe site o să vezi lucrul acesta, o expoziție care se va chema Casa Părintească după cântecul pe care l-am lansat în interpretarea mea pe muzica lui Mihai Ciobanu și Grigore Vieru, versuri Casa Părintească nu o se melodie vinde, care da. A făcut istorie. Da, e frumoasă. E frumoasă superbă. Și e o melodie sensibilă care ne aduce aminte de locul în care am copilărit și ne-am născut, știi? Asta este și colaborarea ta cu Irina Login
a însemnat mult pentru... Vreau să spun că o felicit, doamna Irina Login a achiziționat două tablouri de ale mele la expoziție. Uite aici, că vorbeam de dânsa. Uh-huh. A fost îmbrăcată foarte frumos, a venit cu o ie. Era super. Ziua ei, uite-o și pe Mira, cu Mirabela, prietena noastră. Și da. Mirabela are o operă de-a mea. Știi cum se cheamă opera Mirabelei? Nu. Semințele Pământului. Frumos. Aici sunt cu prietenii de la Alesis, realmente niște prieteni adevărați. Alexandru Arșinel, care a fost prezent la expoziția mea. Marina Almașan, pe care o cunoști, un realizator extraordinar de profesionist. Și aici o avem pe Mădălina, o fetiță care la 10 anișori cântă la 9 instrumente de suflat. Aici este lângă Anca Pandrea, pentru că am susținut prin proiectul meu realizarea la bustului maestrului Iurie Darie și săraca a venit ca să mulțumească. Eu n-am nevoie de mulțumiri, eu am nevoie ca oamenii și în special colegii mei, cei care sunt aflați în greutate, să aibă zâmbetul pe buze. Teo Trandafir, vorbeam aici, sunt cu maestrul... Aici cu Stella Enache. Stella Enache, uh-huh. Da. Dar Emil Lungeanu era maestrul. Da. Și aici cu maestrul Chereștei. Vreau să spun despre această tânără care la 10 ani cântă la 9 instrumente de suflat. Printre care și n-ai. Am luat un spectacol meu din primăvară și a fost revelația spectacolului. A făcut un succes colosal. A cântat la Oboi, la Cimpoi, la Tâlf, la Fluier, la Nai. A făcut un show de excepție cu orchestra mea. Și am fost fericit pentru că oamenii au cunoscut-o pe această fată tânără, Mădălina Lupu. Și marele ei vis a fost acela de a cânta pe un nai profesional. Pentru că ea avea un nai care nu era făcut pentru buzi. Zița ei, pentru forma gurii ei și costă. Eu nu avea fata bani să-și cumpere un nai profesional. Și la sfârșitul turneului am achiziționat prin proiectul meu un nai profesional și atât de mândră de naiul acesta, a spus: domnul Paul, vreau să vă spun că eu două vise am în viața mea. Să cânt pe un nai profesional, visul ăsta mi s-a îndeplinit și mai am un vis. Să iau un autograf de la maestru Gheorghe Zamfir. Zic, ei, și lucrul acesta o să-l îndeplinim. Se poate rezolva. Da, da, da.